dimineața, zi de marți, obișnuită, nu-i așa, ziua de luni a trecut foarte rapid, deja suntem intrați în pită, cum se spune, nu mai avem probleme din acestea cu trezitul, suntem, cum s-ar zice, mă rog, și preza mea astăzi este foarte rebelă, dar ce să-i faci, din când în când trebuie să mai ieși din norme, pentru că altfel nu funcționezi. Trebuie să recunoaștem că așa stau lucrurile. Astăzi vom funcționa însă foarte bine, mai ales pentru că aștept până răbdare să vină niște invitați speciali. Aduc și un anunț special în premieră. Vorbesc desigur despre Ruibiști. Universitatea Cluj-Ruibi are multe lucruri de povestit. Acum o să încercăm să le concentrăm în vreo 15 minute, așa cât avem timp alocat. Mai mult decât atât, vom avea parte și de o surpriză din partea lor. Vom avea parte de o surpriză din partea lor. Băi, deci nici nu mă repet. Ok, în regulă. Deci pentru mine este încă ziua de luni, probabil. Vor aduce și niște premii pe care le vom pune la bătaie pe pagina de Facebook a emisiunii Bună dimineața Transilvania. Trebuie să vă pregătiți spațiul acolo, să vă familiarizați cu el. Dacă nu ați dat încă like, păi ce mai așteptăm? Hello! În afară de acest lucru, aflăm pe unde sunt radare astăzi, aflăm și ce scriu ziarele, vedem și cum stăm cu vremea. Sunt o grămadă de lucruri care într-o oră vor ajunge din studioul nostru în casele altora și mi-aș dori, sigur, în viitor tehnologia să se dezvolte atât de mult încât, de exemplu, dacă eu în platou acum aș face niște clătite, să pot să întind mâna prin ecran și să vi le dau vouă tuturor acasă. Deocamdată nu putem să facem asta, dar putem să vedem cât de repede lucrează cei din Thailanda atunci când vor să facă, domnule, clătite. Acum să vedem dacă și nenea asta, Gheorghe, calculatorul este de partea mea, atunci când spun fii atent aici. Deci la minut, pac, pac, la secundă aproape. În cât timp se face o clătită? Ia uite, 1, 2, 3 și e clătită. 1, 2, 3 și e clătită. 3 secunde, clătită la 3 secunde. Ha, e ceva fenomenal. O producție, domnule, continuă. Ia uite, și foarte simplu, ei a luat, ia tanti a luat. Eu mă întinde și acolo pe plită rămâne exact ce trebuie. Nu știu rețeta pentru acest salat și nici nu știu pe tanti asta cum a reușit să învețe. M-aș duce ucenic așa pentru vreo, nu știu, o vreme până m-aș deprinde și eu cu treaba asta cu clătita. Pac, pac, pac și la revedere cu clătita. Și am un spiriduș alături, că tot sunt eu cu spiriduș și am o grămadă de spiriduș pe lângă mine. Un spiriduș care să mai tragă și două linii de ciocolată sau, eu știu, de dulceață. Poate un al doilea spiriduș care să facă și rulajul și, desigur, un al treilea spiriduș care să facă degustarea din fiecare clătită. Ok, în afară de asta, am găsit eu la un moment dat două pisicuțe foarte haioase și pisicuțele acelea au fost atât de haioase încât au zburat din calculatorul meu. Nu știu ce s-a întâmplat și au fugit, așa că va trebui să le pregătesc pe mâine, că nu e vorba de pisica asta pe care o avem în imagine. Habar n-am cum a ajuns aici. Aș încerca o figură, ia să vedem. Dacă îi dau înapoi, merge? A, da, gata, uite, am aici niște... Nu e. Lăsăm, pe mâine, nu-i nimic, că doar pisicile, ele vin când vor, pleacă atunci când vor. Pisicile au personalitatea lor, nu sunt așa ca, eu știu, căței docili. Sigur, și căței sunt foarte frumoși, drăguți și sunt convinsă că la un moment dat în viață voi avea din nou un cățel, dar deocamdată mă acompaniez cu o pisică ce mă așteaptă foarte cu minte în fiecare seară acasă. Haideți să vedem însă ce temperatură ne așteaptă pe noi astăzi, pe noi toți. Vara și-a intrat în drepturi de pline. Apropo, am avut weekendul acesta, vineri, sâmbătă, așa, a fost o trecere cu adevărat dinspre iarnă, spre primăvară. Mă, și adevăratul ăsta iarăși e foarte curios. Vineri cu eclipsa, nu? Vineri a fost eclipsa, nu? Vineri? Da, vineri a fost eclipsa. E ceva colosal, domnule, și până la urmă am reușit să văd și eu așa printr-o sticlă din aceea ce se folosește la sudură. O bucățică așa foarte drăguță din eclips, în sensul că era discul soarelui și decupajul cu luna fenomenal de frumos. Adică mie mi s-a părut interesant pentru că nu văd asta în fiecare zi și să vezi atât de clar fenomenul ăsta astronomic. Mă rog, dincolo de asta, nu, și cum spuneam, trecerea aceasta de la iarnă la vară sau, mă rog,
mă rog, prin primăvara asta, care nici nu știi exact, e o iarnă lăită, e o vară care încă nu mai vine. Sunt curioasă de Paști cum va fi vremea, dar despre asta cred că vorbim mai încolo. Oricum, putem să spunem că temperaturile minime vor fi de minus 1 grad până către amiază, cele maxime pot fi de 13 grade Celsius, vorbim de județul Cluj. Cel mai cald va fi la amiază între orele 11 și 16, vântul va sufla ușor, iar cerul va fi predominant însorit. Meteorologii ne anunță că ne putem lăsa umbrele acasă pentru că nu va ploua. Și chiar povesteam cu colegii cum de eu am venit așa primăvărate, că păi nu știu, acasă este foarte cald, în mașină este foarte cald și doar dacă te uiți pe termometru îți dai seama că de fapt afară e un pic mai frig, e minus 1 sau sunt minus 2-3 grade Celsius. Acum, eu am văzut minus 1 grad pe bord, poate nu m-am uitat eu când trebuia. Colegii spun că au fost și minus 3 grade, habar n-am, venind încoace. Toma, tu ai venit cu mașina în dimineața asta. Și parbrizul tău era înghețat? Vezi dacă n-ai garaj ca mine? De unde să știu eu cum este vremea dacă mașina mea nu stă în fața blocului? În restul Transilvaniei, în prima parte a zilei, se înregistrează în medie 0 grade Celsius, cel puțin în prima parte a zilei, cum spuneam, dar după amiază temperaturile vor crește până chiar pe la 14 grade Celsius. Spre seară trebuie să ne îmbrăcăm cu toții ceva mai gros, pentru că, spun meteorologii și inclusiv spiritușul nostru de serviciu care s-a ocupat de aceste informații, Mihai, termometrele vor indica plus 3 grade, deci doar 3 grade am putea să spunem. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, e destul de plăcut, așa, poate chiar face o primare, dar, încă o dată, trebuie să ne îmbrăcăm gros, nu așa cum sunt eu în această dimineață, un prost exemplu în acest sens. Haideți să vedem presa de Transilvania și nu numai ce scrie pentru astăzi. Avem o grămadă de ziare astăzi, nici nu știu cu care să încep. Să începem cu Lumina. Toți colegii mei acum sigur sunt surprinși. Lumina este un ziar care ne-a venit la redacție și chiar mă gândeam, zic, băi, dar ziarul ăsta e de azi, că vine, cred că din an în Paști. Poate chiar așa este, din sărbătoare în sărbătoare. Nu, este chiar din 24 martie și astăzi este 24 martie. Pe prima pagină în Lumina, fiecare viață este un dar. Sigur, e vorba de marșul pentru viață, marșul contra avorturilor. A avut loc în acest weekend în mai multe orașe. Mii de persoane, în special tineri, părinți alături de copii, dar și preoți, au participat sâmbătă la Marșul pentru Viață, manifestare ce a avut loc în peste 75 de orașe din România și Republica Moldova. Dar pe ultima pagină din Lumina aflăm că de la 1 iulie 2015 prețul gazelor va crește cu 7%. Deci e un ziar cu tot felul de informații. Monitorul de Cluj, pe prima pagină, procesul lui Oioreanu luminează, că tot vorbeam de Lumina, legăturile dintre partide și corupție, bani pentru partid. Martorul principal confirmă că banii din șpagă mergeau și spre partid. În fața instanței, Răzvan Pop, îl avem aici în fotografie, uite, fostul consilier al lui Oioreanu a declarat că toți inculpații din dosar au dat bani pentru campaniile electorale. Acum, știi cum e? Cumva surpriza este că s-a reușit demonstrarea asta, pentru că eu nu cred că era vreun om normal pe planeta asta sau pe țara asta care să fi crezut altceva. Numai că, știi, una este să crezi și alta este să dovedești. Consiliul Județean Cluj este bun de plată. Zeci de procese au fost intentate forului județean de către expropriații de la aeroport și de curând au venit primele sentințe date de Tribunalul Cluj favorabile reclamanților. În pagina a treia sunt mai multe detalii pe subiectul acesta. La administrație, asfalt, da, canalizare, ba. Autoritățile spun că introducerea canalizării pe strada Voievodul Gelu fie nu ține cu ei, fie nu mai sunt bani. Deci cum introducerea canalizării pe strada fie nu ține cu ei, fie nu mai sunt bani. Mă rog, ideea este că sub nicio formă nu se poate face canalizare, dar și treaba asta, deci asfalt, vii să pui asfalt, știi? Pui acolo frumos, dregi, e un covor minunat, te plimbi, magnific. Și nu ai canalizare. Evident că va presupune introducerea canalizării toată povestea asta, că doar nu îmi închipui că o să ajungem în 2020, să zic, și să nu avem canalizare în diverse locuri. Mă gândesc eu, mă, sigur, că și eu să exagerez cu pretențiile astea ale mele, că toată lumea să se modernizeze. Ei, dar unde te crezi, doamne? Pe de altă parte, mi-aduc aminte de un banc, nu știu să văd dacă îl rețin pe de-a întregul. Deci erau doi oameni care
lucrau. Adică unul săpa un șans, celălalt venea în urma lui să-l astupe. Și un trecător foarte mirat zice: "Doamne, dar voi ce faceți aici?" "Păi noi lucrăm, noi avem treaba noastră, cum?" Păi zice: "Dar nu vă înțeleg, adică tu sapi șansul și tu vii și îl astupe. Adică, de fapt, care este ideea?" Păi zice: "Știi, noi de fapt eram trei. Adică eu trebuia să sap șanțul, trebuia să mai vină unul să mai tragă ceva țev și să colegul să astupe, da? Al doilea coleg lipsește și atunci noi ce? Noi ne facem treaba în continuare." Perfect! Nu? Cam așa seamănă de multe ori, cu asta seamănă de multe ori situațiile cu treaba asta, cu asfaltarea, fără să ai canalizare sau, mă rog, alte minuni de genul acesta. Da, emisarul al TVR s-a întâlnit cu sindicatele din studioul clujean. Directorul TVR Cluj, Romeo Coții. Vai, n-am citit articolul ăsta înainte, dar acum ce să facem, asta e. Directorul TVR Cluj, Romeo Coții, este acuzat de incompatibilitate între funcția pe care o ocupă și cea de președinte al Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români. Bei. Politică, mai multă transparență sau mai multă birocrație la alegeri? Unii politicieni consideră că partidele și candidații independenți ar trebui să depună listă de susținători și la alegerile locale pentru mai multă transparență. Foarte bine, prieten. Și continuă numărătoarea celor de la Monitor. 169 de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de demisia președintelui Consiliului Județean Horia Oiorănu, când organizați alegerile pentru Consiliul Județean, este întrebarea celor de la Monitorial pe ultima pagină. Problemele persistă la polivalentă. Mi s-a părut interesant articolul acesta. Play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin s-ar putea desfășura exclusiv în sala sporturilor Horia de Mian, din cauza că în sala polivalentă vor avea loc mai multe evenimente care nu au legătură cu terenul de sport. Asta e genial. Acum, pe de altă parte, de-aia se numește polivalentă, că e mai mult decât sport, înțeleg eu. Și în consecință, domnule, ia, hai, mergeți voi acolo la sala sporturilor, că acolo, oricum, într-adevăr, prioritate e pentru sport. Pe de altă parte, basketbaliștii ăștia, care sunt niște băieți fantastici, basketbaliștii ăștia, atunci când au meciuri, sala sporturilor Horia de Mian este nu că plină, deci este ultra mega plină. Oamenii ar sta și în capul celorlalți numai ca să vadă meciul. Atunci stau să mă întreb, oare pentru astfel de echipe care chiar mobilizează foarte mult oamenii, nu se pot face niște, nu știu, organizări pe acolo, pe la sala polivalentă? Adică mi-aduc aminte că la un moment dat a fost, uite că nu am detalii, mai bine n-aș zice, o să găsesc și detalii și o să spun și ce mișcare s-a făcut la un moment dat, pentru că unul dintre politicieni a avut el neapărat să-și țină nu știu ce eveniment personal. Deci, în unele situații se poate și în altele nu. Da? O să revin cu detalii. Hai până una alta să vorbim cu Mihai Goțiu, care este acum la telefon. Româniacurată.ro este o platformă cu informații, cu multe anchete și Mihai Goțiu este unul dintre cei care scrie pe această platformă. Bună dimineața, Mihai! Alo! Alo? Eu ori nu aud, ori nu aud. Bun, hai să refacem legătura, că nu pot să stau eu așa și să tot alo, alo, că nu sunt ecou. Putem până atunci să vorbim despre unirea. Noul cod fiscal trebuie să aducă transparența colectării și alocării sumelor cuvenite localităților pentru o dezvoltare ferită de abuzurile politice. Bine, normal că așa este, dar nu înțeleg de ce trebuie să... Adică mie mi se pare de domeniul evidenței treaba asta. Oare de ce trebuie să ne tot chinuim până reușim să punem în aplicare? Vorbim de unirea ziarul din Alba Iulia. Sute de persoane au protestat ieri pentru salvarea spitalului orășenesc Câmpeni. Și mai putem citi despre femeia înșelată prin metoda premiul. Acum nu cred eu, accentul nu trebuie neapărat pus pe femeia care a fost înșelată în acest articol, ci pe faptul că există iarăși tipul acesta de înșelătorii cu premiul, da? Ai câștigat nu știu ce, trebuie doar un pic, numai să dai un avans și pe urmă eu te umplu de bani și tu în amăgirea ta și naivitatea ta, mă rog, să nu spun cretină, să spun așa ușor firească în contextul economic de astăzi, zici da, bă, uite, îți dau 100 de euro, dar primești după aceea 8000 de euro, nu? Cum sună 100 de euro, 8000 de euro? Totuși, cred că ar trebui să ne concentrăm pe lucrurile un pic mai palpabile și sub nicio formă nu pe bazaconile astea pe care le inventează tot felul de baniți. Cum să le zic altfel? Mesagerul de Bistrița Năsău. Avem legătura cu colegul Mihai? O avem. Bun. Da. Bună dimineața, Mihai!
Bună dimineața, Irina, bună dimineața și bun găsit tuturor telespectatorilor. Hai că de data asta ne auzim bine. Ce subiect central avem pe RomaniaCurată.ro? În primul rând avem o mobilizare la acțiune, pentru că astăzi în Senat urmează să fie adoptată o lege foarte importantă privind educația și în special cercetarea din România. Este vorba, mai exact, sună ciudat, de un proiect de lege privind respingerea unei ordonanțe de urgență prin care în 2010 a fost înființată Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Dezvoltării și Inovării, mai pe scurt EPICIDI. De ce este foarte important acest proiect de lege? Pentru faptul că în cei câțiva ani în care a reușit să funcționeze EPICIDI, a reușit să fie una dintre puținele instituții din România nepolitizate și care a reușit să activeze chiar la un nivel de performanță calitativă la nivel european. Ei bine, prin acest proiect de lege privind respingerea ordonanței de urgență, practic se respinge ordonanța de urgență prin care a fost înființat acest organism, tocmai din cauza faptului că a devenit prea independent politic și nu mai poate fi în acest fel, nu mai pot fi în acest fel controlate politic fondurile de cercetare, oricum puține. Ei bine, la ora 12 se va vota în la ora 14 se va vota în Senat acest proiect de lege, iar noi îndemnăm cititorii să-și contacteze fiecare propriul senator și să voteze împotriva acestui proiect de lege de respingere, de desfințare a UEPICIDI. Multe amănunte de ce este așa important acest organism se pot găsi pe România Curată. E o campanie de început anul trecut, sunt sute de semnături care s-au strâns anul trecut și s-au trimis senatorilor, sunt luări de poziție ale asociațiilor din domeniul, printre care și ADAS, Asociația Cercetătorilor Români din țară și din străinătate. Deci pot găsi acolo argumentele de ce este așa de important acest proiect de lege și de ce UEPICIDI trebuie să rămână și să funcționeze în continuare. Mulțumesc foarte mult! Atunci așteptăm analiza super reprezentanților noștri de la ora 14 și cu siguranță o să găsim și continuarea acestor. Încă o dată reiau, sunt pe România Curată numerele de telefon, adresele de mail ale senatorilor, astfel încât oamenii se poată contacta direct acestea și să le transmită până la ora 14 voința lor. Mulțumesc foarte mult, Mihai! O zi frumoasă să ai! O zi frumoasă! Mesagerul de Bistrița Năsăud, evidența persoanelor, va avea din iunie o nouă adresă. Acum avem pe prima pagină o clădire care e neterminată. Sper eu că e vorba de o clădire care până în luna iunie chiar va fi gata de inaugurare și să fie o inaugurare serioasă. Dom'le, că e moda asta cu inaugurarea, dar toată lumea știe. Acum nu zic eu o noutate, că nu inventez eu roata. Deci trebuie să inaugurăm cu fas, să vină lumea, presa, șmecherii, parara, și pe urmă să tăiem cu panglica, ne facem o poză. E ca și cei cu poza pe Facebook, știi? Bă, deci nu contează dacă realitatea e alta, tu trebuie să pui pe Facebook o poză frumoasă și să vină like-urile. Nu, prietene, dacă nu ai o concordanță între realitate și poza respectivă, mai bine nu o pune pe Facebook. Dacă nu ai o concordanță între obiectul ăla pe care tu, sau locul ăla pe care îl inaugurezi, și rezistența lui și, mă rog, sustenabilitatea și așa mai departe, nu mai inaugura atunci. Așteaptă în Franța încă o săptămână, două, trei, cinci luni. Măcar o să fii un om serios. Dar, de altă parte, mai zic și încă un lucru. Păi, cine îi penalizează pe ăștia care fac inaugurări de alela? Stau să mă gândesc, uite cine. Că presa, majoritatea, trebuie, asta este. O, presa, toți merg acolo, fac poze, eu scriu articol, extraordinar, s-a inaugurat. După care, sigur, peste două săptămâni, dacă se rupe podul, scrii, da, uite că tocmai s-a inaugurat și ce s-a rupt podul. Ha, ha, mare brânză. De ce trebuie să acordăm noi atâta atenție pentru toate inaugurările astea? De ce, de exemplu? Dacă nu e ceva lucrare extra, mega, majoră, de ce trebuie să acordăm noi atenție la toate podețele care se inaugurează, la toate 50 de metri pe care îi asfaltăm și toate minunile de genul acesta? De ce? Stau să mă întreb și eu așa.
O să mai vedem ce se mai inaugurează. Uite, o să pornim campania anti-inaugurare. Domnule, să nu mai inaugurezi toate nimicurile. Lasă-le în Franța acolo, că de fapt aia e normalitatea, nu? Oamenii să primească un lucru, oamenii să aibă un drum, oamenii să... În fine, nu trebuie să tot faci tu fast aici pentru că ai inaugurat 50 de metri de asfalt. Bun, continuăm cu mesagerul de Bistrița Năsăud. Ia uite aici, cine vrea să fie polițist? 3 posturi de polițist, local, e drept, local, da, polițist, sunt scoase la concurs de primăria Năsăud. A decis să... Sper, da, vorba colegilor, să sperăm că nu sunt deja date aceste 3 posturi, dar sunt scoase la concurs, îți recomand să le ai în vedere și dacă mergi și participi, dacă ești concurent pentru acest post, să ne dai și nouă de veste. E foarte simplu, 0264420135, numărul nostru de telefon. Deja l-ai în agenda, memorat, cred. Bistrițenii de la Reborn Dance Studio, cu gândul la Hip Hop International din Statele Unite. Băi, fac oamenii chestii internaționale. Da, și 4 tineri au scăpat ușor după ce s-au răsturnat cu mașina în dealul Mocodului. Ei s-au luat și oamenii ăștia, ei s-au gândit că sunt așa un fel de pisică cu vreo 9 vieți și ia ca se răstoarnă un pic, cei mai scopală, mai au încă 8. Magazin Sălăjean, șoseaua de centura a Zalăului, pata de rușine pe obrajul autorităților. Rămânem sufocați pe veci de traficul greu, scriu cei de la Magazin Sălăjean. Ia uite aici, apropo de polițiști, băi, astăzi e o ediție a poliției. Polițiștii transformați în bucătari într-un inedit concurs de gătit. Circa 100 de polițiști din Sălaj au lăsat deoparte sobrietatea și uniforma pentru a șeta la cunoștințele culinare într-un inedit concurs de gătit organizat în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, cu siguranță, în cadrul evenimentelor de marcare a Zilei Poliției Române. Acum noi ne distrăm, dar sincer mi se pare așa o chestie drăguță. Băi, și polițiștii, știi, cum era vorba, și poliția e oameni. Adică trebuie să știe și să facă lucruri românești, să gătească, că de mâncat știm că știu să mănânce, că toată lumea știe să mănânce, cred eu. Da, sau de... da. Ok, alte subiecte pe care ni le mai duce magazinul Sălăjean, aș vrea să le răsfoim în cadrul ziarului, pentru că noi trecem la Jurnal Bihorean. Satul e sat și orașul oraș. N-aș fi știut asta, asta e ca și vorba aia înțeleaptă, iarna nu-i ca vara, nu? Corect. Dezvoltarea urbană cu conservare fiscală și rurală, aceasta este soluția edililor orădeni la temerile sătenilor din Sân Martin. Acum, sincer, n-aș vrea să iau tot articolul, dar cred că e interesant să îl citim până la capăt. Putem să citim și despre Apuseni Enduro. Este o competiție cu cel puțin 100 de concurenți din România și din Ungaria care au participat la această ediție a Apuseni Enduro Trophy. Au avut un traseu foarte interesant de vreo 80 de kilometri. Da. Elvezin la Consiliul Județean pentru Salvamont sau chestii cu gaz mai ieftin. Cine știe prin ce metode putem să avem gaz mai ieftin. Acum e drept că e mai ieftin, cum scria și lumina mai devreme, nu? Din 1 iulie 2015 se scumpește. Asta înseamnă că acum avem gazul mai ieftin decât va fi în iulie, nu? E și asta o vorbă. Informația Harghitei. Unul din modelele existențiale de care bine ar fi să ne molipsim. Și avem aici o fotografie cu conducătorii Unității Administrativ-Teritoriale. Primarul din Gheorghene a fost arestat preventiv pentru că a încălcat interdicția de a-și exercita activitatea de edil. Procurorii DNA susțin că primarul a încercat să-i determine pe aleșii locali să adopte o scrisoare înaintată chiar de el, prin care să solicite acționarului majoritar să-l determine pe denunțător să-și retragă sesizarea penală. Adică el ce a făcut el, mă, mare lucru? A venit și el aici să-și dea cu părerea, să dea o influență, să facă un picuț de... Știi, ca un fel de trafic, de opinie. Și-a dat și el cu opinie. Vin repede ăștia procurori ăștia și el saltă. Băi, deci foarte harnici. Interesul pentru consumul cărnii de miel este în regres. Acum încă nu ne-am apropiat suficient, cred eu, de Paște. Pe de altă parte, da, am remarcat și eu o chestie personală, dar nu e cu titlul de generalism, da. În ultima vreme nu prea mai aud oamenii să spună: voi, ce friptură de miel am mâncat de Paște. În ultimii ani, vreau să zic, de sărbătorile de Paște. Nu mai e, sau drob, știi, totdeauna se făcea drob, sau, eu știu, supă din asta, zamă din asta de miel, cum îi zici, ciorbă de miel.
Nu, foarte, foarte rar. Deci când întâlnesc pe cineva care a făcut un drop, fai, mi se pare ceva... Mai faci drop? Băi, astea sunt chestii old fashion. Și totuși. Da, despre un accident rutier în apropiere de Miercurea Ciuc se poate citi în pagina 8, dar n-aș vrea să insist acolo. Toplițenii se pregătesc de curățenia de primăvară, la fel ca și în ceilalți ani. Cel mai mare ajutor va veni de la elevi. Păi nu-i așa? De parcă elevii ar fi ăia care aruncă tot felul de mizerii pe jos, care lasă împrăștiat, eu știu, un gunoi sau alte treburi de genul acesta. Curiozitatea mea este dacă atunci când actualii elevi sau generațiile astea din anii ăștia, care ei tot fac curățenie, tot merg la igienizarea malurilor, râurilor, la curățenia parcurilor și așa mai departe, nu numai din Toplița, ci în general, dacă ei atunci când vor fi mari, când vor fi ei adulți și vor avea copii de vârsta elevilor, de vârsta lor, în ce măsură ei își vor aduce aminte că, băi, n-ar trebui să mai arunc asta pe jos, că după urmă iarăși trebuie să vină tinerii ăștia și să strângă și vorba aia, eu am învățat ceva. Că m-aș gândi că mai e și cealaltă modalitate de abordare. Adică, bine, eu când eram tânăr am putut să adun. Și asta adune și generația asta tânără, că șașa prea fracamenta în fața televizoarelor sau a tabletelor sau, știi? Mai e și modalitatea asta de gândire. Nu este sănătoasă din punctul meu de vedere, dar există. Făclia, pe prima pagină, vizita regală la Consiliul Județean Cluj. Vorbim de Principele Radu și Principesa Margareta, care de altfel au și primit titlul de cetățeni de onoare ai județului Cluj. Mai mult decât atât, au avut parte de un program chiar încărcat. Am văzut, inclusiv au plantat pomi în fața cazinoului, acolo în Parcul Central, dacă bine am reținut. Eu mărturisesc că n-am participat la această acțiune, dar am citit despre ea. De asemenea, au participat la ceva concert deosebit care a avut loc duminică acolo, toți cu scrog, chestii. Bun. Deci o treabă sofisticată, așa cum de obicei se întâmplă atunci când familia regală participă la diverse acțiuni. Plenul Senatului decide miercuri, deci mâine, asupra cererilor de înconvințare a reținerii și arestării preventive pentru Șova și Vâlcov. ANAF a declanșat operațiunea Bonul Fiscal. Apropo de asta, băi, e o mare nebunie acum, cel puțin în Cluj, cu siguranță și în alte orașe, dar în Cluj mi era mie la îndemână cumva că oamenii vorbeau despre asta. Deci pe lângă faptul că nu știu ce restaurante sau, mă rog, instituții astea de alimentație publică au fost închise și li s-a pus semnul acela că era cumva, nu știu cum scrie acum, ANAF a închis punctul acesta de lucru pentru că, nu știu, a încălcat, ce știu ce, ceva de genul, a primit amendă și, mă rog, e o notificare acolo, ceva de genul, au greșit-o, au îmbulinat-o, în fine, sub o altă formă. Dar, dincolo de asta, toată lumea acum din diversele pub-uri, eu știu, cafenele, restaurante, când se gândesc, voi cum să facem cu bacșișul? Pentru că e complicată povestea asta cu bacșiș. Deci bacșișul nu apare pe nicio hârtie din asta fiscală, nu te-i trecut nici pe bon, nu e... Unde e trecut bacșișul? Bacșișul, cum ar veni, sunt bani la negru. Și atunci, cum naiba să faci, că vine inspectorul ăsta de la finanțe, știi, de la ANAF, și te prinde cu bani la negru și îți dă o amendă de, știi cum, vezi negru în fața ochilor. Unii au făcut următoarea procedură. Au pus un borcan și pe el au scris bacșiș, astfel încât, domnule, să fie la vedere. Adică, oi, eu pun acolo, ce bacșiș pun în bol, adică nu mi-i însușesc inutil, nu vreau să spun că am folosit alte prețuri, nu fac nimic la negru, deci totul este clar. Nu e bine nici așa. Ce, cum adică? Păi ce, că pui tu un borcan și scrii pe el bacșiș? E, te fix. Asta unde scrie în lege că e o procedură valabilă. Bun, dar atunci ce faci? Că cică să scrii bacșișul pe bon. Cum? Bine, nici eu nu știu exact, habar n-am, că nu sunt eu acolo o spătăriță să-mi dau seama cum naiba ar trebui să funcționeze treaba asta, dar... Nu e ciudat, cumva, nu? Când mergi să lași un bacșiș, de fapt, cum am gândit eu mai departe, treaba asta cu bacșiș e un fel de donație până la urmă, nu? E o donație materială. Și din câte mi-aduc eu aminte, acum se poate să mai fi uitat, dar poate mă ajută careva. Din câte mi-aduc eu aminte, donațiile astea care sunt mai mărunțișuri, astea nu trebuie făcut cu un scris. Adică dacă eu donez casa, de exemplu, eu îi donez casa colegului Adrian, care stă și se uită foarte atent la mine, atunci sigur că trebuie făcut un scris. Sunt niște chestii complicate acolo. Adică nu într-un moment de rătăcire fac asta. Dar dacă, de exemplu, într-un moment de rătăcire
îi dau 5 lei lui Adrian. Pur și simplu așa că, uite, am zis, băi, Adrian, ce ochi frumos ai astăzi, foarte frumoasă privire. Atunci nu mai trebuie să facem nicio hârtie în sensul ăsta. De-aia e o donație pentru un mărunțiș. Nu la fel se face și în cazul cafenelelor. Eu mă duc și o văd pe chelnăriță, care e foarte drăguță, îmi zâmbește amabil, sau un chelner, care e foarte simpatic, are un pic de, știi, un spirit din ăsta așa, foarte simpatic. Și ce să-i zic, băi, Gheorghe, îmi place foarte mult de tine, uite aici un bacșiș de 5 lei. Așa, de sponsorizare. Uite, uite, îți donez această sumă ca să, habar n-am, treaba ta ce faci, nu mă interesează, să fii mai zâmbăreț, în continuare la fel de zâmbăreț. Nu se pune, nu din punct de vedere legal. Nu merge treaba asta. Ce zici, Adrian? Normal că tu îmi dai dreptate, cum? Să-ți dau și 5 lei imediat, nu? Sigur, sigur. Mai așteaptă un pic. Ok. Policlinica Muzeului, o nouă unitate medicală a rețelei de sănătate. Ah, nu, asta este, mă rog, s-a deschis aici ceva policlinică de privată, cred că este, nu ne intră, dar, mă rog, îmi fă clia dacă vreți, găsiți acolo detalii. Actual de Cluj. Parkingurile de la stadion și polivalentă trebuie eficientizate. Cred că e interesantă această problemă celor de la Actual de Cluj. Stadionul și polivalenta au adus în oraș peste 700 de locuri de parcare, de care atunci când nu sunt meciuri sau evenimente, se poate dispune ca soluție de degrevare a zonei centrale și de suplinirea necesarului de parcări. De cealaltă parte, există o cerere foarte mare de locuri de parcare, mai ales că în zona unor instituții aflate în proximitatea ansamblului sportiv, cum este, de exemplu, Opera Maghiară sau Universitatea Tehnică, nu sunt suficiente locuri de parcare care să satisfacă fie angajații, fie vizitatorii. Un consilier local a propus legarea printr-o linie de transport în comun expres cele două parkinguri care au peste 750 de locuri de parcare, dar de principalele instituții din oraș. Mă, sună interesant, un pic SF, mi se pare mie că la cât de greu se mișcă lucrurile astea, mai ales cu legarea, groaznic. Dar e interesant de analizat totuși. Cifrele cu care a început anul economia clujeană, e un alt articol pe care îl găsim în Actual de Cluj. În Adevărul, cel mai lung cuvânt, asta e o chestie mai degrabă la capitolul curiozitate, cel mai lung cuvânt din lume are 190.000 de litere și se rostește în aproape 3 ore. Te încumeți să-l citești? Nu, deci eu unul la mână că nu mă încumeți să-l citesc, doi la mână, mi se pare o aberație, adică de câte ori s-a rostit acest cuvânt, dacă el, ca să fie rostit, îți solicită 3 ore din viață. Adică trebuie să fie ceva cuvânt din ăsta de pe vremea triburilor, când oamenii așa n-aveau mare lucru de făcut și probabil vânătoarea era suspendată. Și atunci hai să inventăm un cuvânt care să țină copiii 3 ceasuri. Ia ca ta. Complicat. Da. CSM nu știe cum să interzică defilarea corupților în cătușe la TV, un alt articol. Membrii Consiliului Superior al Magistraților se gândesc la imaginea inculpaților care sunt scoși încătușați din parchete și vor să stopeze acest spectacol mediatic ce le lezează suspecților dreptul la imagine. Săptămâna aceasta magistrații vor face o analiză privind practicile din alte state. Da, și gândul.info, foarte scurt, parlamentarii vor super imunitate în fața DNA. Băi, deci trebuie un pic, mai trebuie să mai zic un știu de treaba asta. Deputații au strecurat în regulament o prevedere declarată neconstituțională în 2013. Aglomerarea de solicitări venită de la DNA pentru arestarea preventivă a deputaților și senatorilor i-a făcut pe parlamentari, nu-i așa, să ia măsuri, pentru că s-ar putea să ne vină rândul. Altfel spus, scriu cei de la gândul.info, deputații și-au pregătit terenul pentru a se putea apăra mai bine în fața procurorilor anticorupție, modificând regulamentul Camerei Deputaților, astfel încât procedura de încuvințare a arestării preventive să fie mult mai grea. Oricum e grea, dar mă rog, să fie și mai grea. Concret, deputații vor ca de acum înainte toate cererile venite de la DNA să conțină toate motivele concrete și temeinice, modificare pe care de altfel parlamentarii au mai încercat să o introducă în urmă cu 2 ani și pe care Curtea Constituțională a declarat-o atunci neconstituțională. Astfel, spunea Curtea Constituțională, în 2013 Comisia Juridică s-ar transforma într-o instanță de judecată. Păi nu? Ce treabă? Și România Liberă, de ce nu clintește PNL guvernul Ponta? Acum nu mai stau să analizăm asta, dar pe România Liberă, ediția și de online și cred că și de print, o putem găsi. Bun, cam acestea sunt titlurile așa în mare spus cu privire la ceea ce scrie presa pentru astăzi, marți. Ce data este? 24 martie. Haideți să vedem pe unde întâlnim astăzi radare.
Și ne interesează în mod deosebit unde sunt radare amplasate în județul Mureș, pentru că o avem acum la telefon pe doamna inspector de poliție Andreea Pop. Bună dimineața! Alo! Alo, balo! Alo! Da, acum ne sună din nou telefonul, dar parcă am avut-o la un moment dat la telefon. Să încercăm să refacem legătura. Astăzi avem o ghidușie cu telefoanele, deci trebuie să facem dublu sunaj. Dublă sunare. De două ori să sunăm ca să putem să facem lucrurile să se miște. Bună dimineața! Alo? Băi, poate că-mi trebuie să pun... Alo? Nu, nu funcționează nici așa, eu am încercat, nu-i nimic. Să vedem care este chestiuța haioasă care ne poate ține pe noi în loc, de la afla pe unde sunt amasate radare în Mureș. Bun, până una alta, eu cred că ne putem concentra pe partea de horoscop și să vedem ce ne prezintă astăzi astrologii. Începem cu berbec. Cam distrat este astăzi berbecul. E adevărat, berbecule, ai și motive. Se pare că orice ai face, oricât de interesant ar fi, mereu se va găsi ceva mai tentant de făcut în alt loc. Pentru tine acest lucru nu va avea deloc repercursiuni, însă pentru cei care, cu care interacționezi, este posibil să nu fie chiar atât de plăcut. Taur. O zi în care ajutorul vine de la prietenii pe care îi ai, însă de la cei de la care te aștepți cel mai puțin. În ceea ce privește deciziile pe care le iei astăzi, fă tot posibilul pentru a nu abuza de puterea pe care o ai în fața celorlalți. Gemeni, luna va ajunge să parcurgă semnul tău solar astăzi. Ce înseamnă asta? Starea ciudată pe care ai putea o avea, oscilantă și capricioasă, se datorează exact acestui lucru. Ceea ce nu este benefic atunci când la ușă, mă rog, sosesc tot felul de oportunități pe care de foarte mult timp le aștepți. Dar ce să faci? Trebuie mai degrabă să fii atent decât să faci boacăne de genul acesta și să sari pe primele oportunități. Rac, ești foarte agitat, mai ales pe dinăuntru. Orice cei din jurul tău nu fac ceea ce trebuie, ori tu ești un pic ne la locul tău. Acordă-le credit totuși prietenilor și circumstanțe atenuante, deoarece ei reacționează în necunoștință de cauze, ei nu au habar ce se întâmplă în sufletul tău. Serios! Leu, nu ceda tentației de a crede că ești imbatabil, ar fi o greșeală imensă cu efecte greu de gestionat pe termen lung. În schimb, ceea ce poți face foarte bine astăzi este să nu te lași convins de cei din jur, cum că adevărul lor este valabil și pentru tine și pentru viața ta. Dom'le, fiecare cu adevărul și viața lui. Fecioară, parcă și pentru tine sunt prea multe detalii observate astăzi. Multitudinea de informații cu care ai de-a face, fluxul acestora, în loc să-ți fie de folos, mai multă bătaie de cap îți dau. De aceea s-ar putea să-ți fie greu să poți începe ceva nou astăzi. Indicat este să aștepți alte zile pentru început de treburi. Balanță, o zi pe gustul tău, plină de opțiuni, care mai de care mai neașteptate. Și deși îți place să cântărești fiecare alternativă pe care o ai, să o analizezi din toate punctele de vedere posibile, asigură-te că măcar la finalul zilei vei acționa într-o direcție, într-una singură, indiferent care este aceasta. Scorpion, nesperat de liniștit sufletește astăzi, o zi în care se pare că îți găsești cu ușurință pacea interioară. Nu este o zi în care să te legi de trecut, de ceea ce simțeai și credeai cândva. Lasă-le deoparte și trăiește-ți prezentul. Mai departe ajungem la săgetător. Surprizele plăcute pot veni de la cine te aștepți mai puțin astăzi, probabil de la persoane care intră pentru prima oară în viața ta. Fii deschis oportunităților. Capricorn, ideile care astăzi apar în gândurile tale ar fi bine să fie notate. Cu băgare de seamă, trebuie să fii astăzi la locul de muncă, deoarece ai toate șansele să strici ceea ce este frumos și bine organizat, dacă nu ești atent. Deci fii atent. Vărsător, pe cât de confortabilă se anunță ziua la început, pe atât de agitată va deveni la prânz. Însă, totul va fi pe gustul tău, nici de cum nu-ți va provoca tensiuni sau eforturi suplimentare. Pești, o zi în care logica și intuiția par imposibil de echilibrate în luarea deciziilor, ai nevoie de răspunsuri și nu le vei primi de la nimeni, deci fii pe atât de atent pe cât este posibil și alege varianta cea mai plauzibilă. Astrocafe.ro ne-a oferit horoscopul în această dimineață, mulțumim foarte mult! Haideți să încercăm pentru a treia oară să ajungem în Mureș. Bună dimineața! Bună dimineața!
Doamna inspector, au fost evenimente rutiere deosebite în ultimele ore, mă rog, ieri, azi noapte, respectiv pe unde amplasați radarele? Din păcate, da, ieri am înregistrat în municipiul Târgu Mureș un accident rutier grav, mai exact pe bulevardul 1 decembrie 1918. Un bărbat de 64 de ani din Târgu Mureș s-a angajat în traversarea neregulamentară a străzii pe culoarea roșie a semaforului electric, pe trecerea pentru pieton, și a fost surprins de o femeie de 54 de ani din Cluj, care l-a accidentat grav. Iar radarele sunt poziționate astăzi, în cursul zilei de astăzi, pe drumurile naționale, care tranzitează, județul Mureș, respectiv pe drumul național 15-60 în localitățile Cristești, Ungheni, Sunt Paul, Ogra, Luduș, Cuț și Iernut, și pe drumul național 13-60 în localitățile Acățar, Bălăușer, Nadeș și Sighișoara. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. Deci, atenție maximă pe unde mergem și, desigur, în mod deosebit, atenție maximă să nu ajungem și noi subiecte pentru astfel de relatări de incidente rutiere. O zi frumoasă să aveți în continuare, vă doresc. O zi frumoasă și dumneavoastră, la revedere! Toate bune! De la Mureș ne întoarcem la Cluj pentru că, stai să vă spun imediat despre ce este vorba, pentru că asta, discuții de dimineață. Spuneam eu că în platou alături de mine astăzi va sosi Ciobi. În primul rând îl vedem aici absolut impresionant din punctul meu de vedere și nu numai al meu. Cred că și colegele din regie, în mod special Bianca și Gabriela, sunt la fel de încântate ca și mine. Și de ce să nu spunem, cred că și bărbații din regie sunt încântați de asta, pentru că până la urmă este un simbol al Clujului și al Rubiului și al Universității și multe simboluri. Dar este și în carne și oase, să spunem așa, Ciobi Gal împreună cu Bogdan Cantor. Bună dimineața! Bună dimineața! Deci, aproape că trebuia să-mi iau un asistent sau o asistentă care care să-mi țină locul, pentru că eu acum aș fi foarte tentată să mă uit numai la calendarul acesta. Dar până să vorbim despre calendar, haide înainte să vorbim despre noutățile pe care le ai de făcut, Bogdan. În această dimineață, chiar înainte de emisiune, mi-ai făcut o mare surpriză și mă bucur de anunțul pe care urmează să-l faci. Bineînțeles, mai ales că TVR-ul este partener oficial al Superligii. Am venit cu o premieră care încă nici echipa nu o știe. Ciobi Gal, după o discuție avută aseară, va fi pentru acest an noul capitan al echipei Universitatea Cluj, adică noua denumire, dar care cred că din păcate nu pot să o pronunț pe post, sau dacă pot, o voi face. Dacă e nume de echipă, eu zic că putem să spunem. Da, ne vom numi de anul acesta CS Provinel cu Cluj. Așa să fie. Important este să băieții nu să arate cât de bine se pot desfășura pe teren, cât de frumos pot să revigoreze publicul, cât de multe victorii pot aduce, cât de multe transformări pot face, ce înseamnă un eseu, Ciobi. Nu e așa. Normal. Obiectivele noastre principale, cred că pentru anul ăsta, e să terminăm pe un loc mai bun decât anul trecut și să reușim să ne îmbunătățim jocul considerabil. Acum, sigur, întotdeauna există niște strategii, sigur, de joc, de, mă rog, abordare, dar macro vorbind, așa în mare, strategia pentru acest an, ca să se îndeplinească aceste obiective, care este? Aveți în plan, de curând cred că s-a făcut un transfer, nu? Mai sunt alte transferuri pe care le aveți pe listă sau vreți să faceți anumite modificări majore? Din fericire, cu ajutorul partenerilor care avem și partener oficial și al altor oameni care ne ajută și chiar substanțial, am reușit să aducem câțiva jucători cu experiență, bineînțeles cum este și Ciobi Gal, care l-am readus mai mult cu sufletul la Cluj
decât cu partea financiară, care cu siguranță, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai României la ora actuală, era dificil. Am mai adus cu la jucători, dintre care câțiva și internaționali, un georgian, un tongalez, un sârb, câțiva jucători din România de perspectivă. Ca și matur, exact cum ziceai, ne dorim să creștem de la an la an, ca să creștem sănătos, nu să ne aruncăm și să credem că mâine putem să luăm campionatul, să readucem jucătorii clujeni înapoi. Din vară vom mai avea o premieră și reîntoarcerea unui alt mare jucător de la Lyon, Bogdan Bălan. Am parafat cu el din luna iulie să reîntoarcă la echipa din Cluj. Anul acesta, bineînțeles că ne dorim, exact cum a zis și Ciobie, o clasare mult mai bună ca anul trecut, dar în primul rând să sprijinim sportul românesc și rugby românesc, care, din păcate, trece prin momente grele. La nivel de Superligă, tot așa o știre în premieră, aseară am aflat că Rugby Club Județean Faru Constanța s-a retras din campionat din motive financiare. Deci vă dați seama, a rămas doar 6 echipe. Da, cei de la Faru știu că era o echipă bună, nu? Echipă bună, o echipă cu mulți jucători străini, cu obiective mărețe. Anul trecut au terminat pe locul 2. Dar vedeți, din păcate, latura financiară și... Deci motivele sunt exclusiv financiare. Da, sunt exclusiv, iar pentru noi, vă dați seama, e un șoc. Tot campionatul se reconfigurează și... Ne pare rău pentru o echipă cu tradiție ca Faru, autoritățile locale de acolo să nu poată face ceva pentru acea echipă de tradiție. Păi, Ciobi, spuneai că obiectivul este să ajungeți pe un loc cât mai bun. Eu zic că trebuie să ajungeți pe locul întâi. Pentru locul întâi, cu cine practic trebuie să vă bateți? Pentru locul întâi, primul rând, cred că trebuie să ne batem cu mentalitatea noastră proprie. Ca să reușești să bați la Timișoara, la Baia Mare, la CSM, care în clipa de față au ca obiectiv câștigarea campionatului, trebuie să câștigi și războiul psihologic. Și după aia vine partea materială, adică pregătire sportivă și tot. Și în rugby noroc nu prea există. Există șansă dacă muncești, dacă te pregătești, dacă ai dorință, dacă ai toate aceste aturi. Câtă pregătire fac rugbiștii tăi? Acum pot să spun rugbiștii tăi, nu? În general avem 2 sau chiar 3 antrenamente pe zi. Depinde și de în ce perioadă ne aflăm. Dacă e perioadă competițională, avem și zile în care suntem obligați să ne odihnim, să nu facem absolut nimic ca să se recupereze organismul. Avem zile în care muncim mai mult decât la un meci. Depinde de zile și zile, dar în principiu 2 antrenamente pe zi. Deci ați reținut, oameni buni, 2 antrenamente pe zi, nu pe săptămână. Și asta înseamnă să mut, asta înseamnă să ajungi, domnule, să ai niște fotografii atât de frumoase. Haideți să arătăm aceste fotografii. Bogdan, spune-mi, te rog, calendarul acesta, de fapt, voi realizați câte un calendar în fiecare an cu rugbiștii universității, dacă da, nu mă fiecare an, iar... Acum, alte 2 numere le-am numai eu, bănuiesc că în afară de acele au mai fost și altele. Iar chiar anul acesta m-a bucurat că ideea a venit din partea jucătorilor, să facem un cadou pentru doamne, domnișoare și nu numai. Jucătorii în ipostaze mai drăguțe, așa să fie, mai sexy. Uite, și de iarnă, nu? Că suntem la luna ianuarie, mi se pare și normal, da? Mă rog, și sexy și posturi din acestea de luptător, pentru că, într-adevăr, sunteți voi niște luptători acolo când intrați în arenă. Cum simți publicul, Ciobi, atunci când jucați? Mie mi se părea că atunci când erau meciurile, mai sincer, mai mi-aduc aminte dacă tu erai atunci în Cluj, dar mai de mult, Bogdan, nu se jucau meciurile acolo în Parcul Babeș, cum spunem, da, terenul de acolo. Erau niște tribune mărunțele, pentru că mi-aduc aminte cum stăteam eu acolo și, nu știu, poate că încăpeam, habar n-am, vreo 100 de oameni, nici atâta. Pe urmă s-au cam mutat pe Cluj Arena. Atmosfera, mie mi s-a părut că s-a schimbat un pic din punct de vedere a publicului. Au venit și mai mulți, mai ales când au fost într-adevăr și meciuri de naționale. Contează foarte mult publicul spectator, chiar dacă ei nu-și dau seama, dar pentru noi ca și al 16-lea jucător. Când ești cu moralul la pământ și o încurajare la momentul potrivit, poate să-ți dea încă gură de aer. Și din acest punct de vedere avem nevoie de cât mai mulți și cât mai pozitivi, adică în susținere. Da, mulțumim pe calea asta Consiliul Județean că în continuare avem sprijinul lor pentru a disputa partidele și pe Cluj Arena. Cu siguranță vom încerca la partea de marketing și imagine să atragem cât mai mulți spectatori pentru a veni la meciuri.
Și spectatoare. Și apropo de spectatoare, să știi că atunci, și când văd meciurile la televizor, de exemplu, sunt date pe TVR1 sau TVR2 și atunci sunt de multe ori cadre luate de către colegii cameramani, știi, pe spectatori, văd foarte multe spectatoare care vin să susțină echipa, mă rog, poate unele sunt și prietene ale rugbiștilor, da, scuze-mă, nu cred eu că o tribună întreagă, toate sunt prietene ale rugbiștilor. Ceea ce pe mine mă încântă pentru că cred eu, rugby-ul promovează în primul rând corectitudinea în joc și foarte multe valori din acestea care țin până la urmă de umanitate și apoi contează faptul că ai înscris, că ai, nu știu, ai pus un eseu, că l-ai transformat, că regulile, că sunt respectate și așa mai departe. Deci până la urmă sunt chiar pentru toată lumea. Cu siguranță, rugby-ul de mici ne învață să trăim după anumite reguli, după anumite valori, să le respectăm, să nu intereseze numai rezultatul de a câștiga și a lua prima medalie, ci de a și latura socială, de a educa copiii, de a duce pe un făgaș cât mai bun și de a avea, după ce termină rugby, să rămână, să se integreze în tot ceea ce înseamnă social. Și apropo de copii, nu sunt echipe de rugby tag pentru copii ca să învețe regulile încă de mici. Există și echipa de rugby feminin la Cluj, care... Exact asta și spuneam. Cu siguranță, pe lângă echipa Fanion de Superliga, încercăm și ne chinuim să avem o infrastructură cât mai bună și o structură cât mai bună de rugby feminin, care avem echipe de junior, parteneriate cu echipa a doua, cu CS Mănășturu, care încercăm juniorii care vin să facă primul pas la senior prin acea Liga a treia unde joacă. Deci avem o structură bună. Din păcate încă suferim la ce înseamnă mentalitatea și vedeți, nu numai rugby, publicul clujan din ce în ce mai puțin vin la meciuri și numai la noi. Va trebui să o schimbăm și aceea. Eu cred că prin rezultatele care le vom avea, cu siguranță va veni mult mai multă lume la stadion. Mai avem foarte puțin timp de emisiune, nu știu cum zboară timpul acesta, dar, Ciobi, ok, anul acesta, clar, capitan, ambiții, trebuie să mobilizezi echipa. Acum, cum te vezi tu pe tine peste mai mulți ani încolo? Ca și acum 10-15 ani, tot lângă terenul de rugby am fost și cred că și peste 15 ani sau 30 de ani tot lângă terenul de rugby o să fiu, pentru că ceea ce fac, ceea ce iubesc, ceea ce iubește și familia mea, îi rugby parte din viața mea. Cred că e, nu știu, un fel de definiție a unui om care este cu adevărat implicat trup și suflet, că da, despre asta este vorba. Și până la urmă e așa un fel de definiție pentru cei care sunt exact parte din universitatea. Acum nu vreau să zic eu de celelalte echipe. Asta este în Cluj, oricât de mult ești sau nu ești UIS, trebuie să accepți că există realitatea asta de suprapunere între trup și suflet în universitatea. Exact. Foarte frumos. Vom da și niște calendare pe care le-au adus băieții pe pagina de Facebook, vom face concursul respectiv. Acum nu mai avem foarte mult timp, dar mă bucur foarte tare că ați venit, mă bucur foarte tare de această veste. Deci Ciobi Gal este capitanul echipei clujene. Tot anul, cred eu, va aduce numai semne absolut foarte bune. Va reprezenta echipa clujană la Cupa Mondială. Anul acesta avem Cupa Mondială de rugby. Cu siguranță o va face cu succes și va duce simbolul Universității Cluj. Să sperăm. La Cupa Mondială în Anglia. Ciobi, eu sunt sigură de asta. Și speranțele sunt pe aici, sigur că da, dar știi? Încrederea aceea totală și știu că asta înseamnă pentru tine mai ales o presiune, dar ce să-i faci? Voi sunteți oricum obișnuiți cu presiunea, se pune presiune pe voi, nu este o noutate. E mai frumos cu presiune. Exact. E provocator, e parte din viață, da, nu? Rugby înseamnă, exact, de fapt, asta. Mulțumesc foarte mult, Bogdan, Ciobi. Zi foarte frumoasă. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 8 și astăzi ne auzim la ora 10 la Napoca FM. Toate bune!